Acesta este un filmuleț pentru persoanele care au anxietate, depresie și alte probleme, și alte suferințe pe care ele le simt. Și ce înseamnă anxietatea ta? Anxietatea are rădăcină în mintea ta, în îngrijorarea ta anxietatea îți este creată prin acea voce care mereu, mereu se îngrijorează legat de ceva. Rolul acelei voci pe care tu o auzi în mintea ta este de a se îngrijora. Fie de trecut, de lucruri pe care tu le-ai făcut, care nu au ieșit bine, sau fie de lucruri care ar putea să se întâmple. Vocea din mintea ta tot timpul se îngrijorează legat de ceva. Pentru că mintea este construită ca un mecanism de supraviețuire. Și, bineînțeles, mintea, sau prin minte, vei vedea pericole acolo unde nu sunt. Așa că vocea din mintea ta este o voce care comentează, care critică, care percepe pericole acolo unde ele nu există. Anxietatea, această stare negativă pe care tu o simți. Care este creată de acea voce, este un indicator al faptului că tu nu trăiești în prezent. Când simți anxietate, înseamnă că este acea voce în mintea ta care comentează despre trecut sau despre viitor. Evident că, atunci când atenția ta este în mintea ta, este în trecut sau în viitor, tu nu ești atent la realitatea din fața ta. Bineînțeles, ne trăind în prezent, ne trăind aici, vei trăi anxietate, depresie, stres, toate problemele care provin din mintea ta. Anxietatea este un semn, un indicator al faptului că atenția ta este în gândire și că nu ești cu față la realitate. Poți să-ți depășești anxietatea în totalitate dacă te întorci spre ceea ce este real. Trăind din momentul prezent, vei trăi în acord cu viața, cu realitatea fenomenală. Vei simți frică atunci când este cazul, vei simți emoții autentice și nu emoții din gândire, așa cum este în cazul anxietății. Puneți atenția pe ce este real, ce este vizibil și o să vezi că vocea ta va descrește și, bineînțeles, și starea emoțională negativă, anxietatea ta o să se diminueze din ce în ce mai mult. Seara plăcută!